Bună seara, balauri, șamani, spirite și spiriduși, bine ați venit! Înainte de a începe, vă rog pe toți să vă abonați, să dați like, să lăsați un comentariu, poate un share și să apăsați pe clopoțel. Lucrez foarte mult la materialele mele și chiar m-ar ajuta foarte tare. Dacă aveți drum și pe la TikTok, lăsați-mi și mie un subscribe acolo să ajung la 1000, vă mulțumesc! Astăzi avem un caz real de la București, despre care ați auzit aproape toți probabil. Așa am auzit și eu, puțin de acolo, puțin de aici, până am coborât în adâncurile istoriei. Așezați-vă comod, va fi un episod lung ca o zi de post și interesant ca una de odihnă. Să ne întoarcem în timp împreună. Cum o scânteie nouă se poate naște doar din două altele, voi începe acest caz tragic chiar cu poezia care a legat cele două destine ale părinților Lilicăi. Bogdan Petricei cu HD-ul a scris-o atunci când a poposit la poalele munților Apuseni. Când luna nunde, galeș s-ascunde, vărsând în valuri mii de scântei, eu o jur, Iulie, că-i mult mai vie, văpaia dulce din ochii tăi. Bogdan Petricei cu HD-ul, un multitalentat membru al Academiei Române, cunoscut pentru scrierile sale, și Iulia Faliciu, o femeie simplă, frumoasă, distinsă și aprigă, au creat repede un cuplu. Timp de 2 ani, bărbatul l-a curtat-o și i-a scris poezii. Iubirea de aur ce a pornit din Roșia Montană a ajuns pe 10 iunie 1865 să creeze o căsătorie valoroasă, din care, un an mai târziu, a izvorât un singur copil genial, născut sub semnul ghinionului. Pe 14 noiembrie 1869, în casa cu același număr de pe strada Carol I, soții HD-ul au devenit părinți pentru prima oară, primind-o pe lume pe micuța Iulia, botezată așa în cinstea mamei sale, alintată drăgostos cu numele Lilica. Din momentul în care Iulia Faliciu a devenit mamă, soțul ei o descrie foarte romantic, ca un adevărat înger păzitor al familiei. O gospodină și o doamnă de cea mai înaltă valoare. Parcă și astăzi, 154 de ani mai târziu, se poate simți iubirea lui prin citate precum. De atunci încoace, continua savantul, în curs de 18 ani, nevasta mea, providenta familiei, s-a făcut treptat doică, dădacă, pedagoagă, colegă de studiu și, în fine, gard malad, pururea neadormită, pururea admirabilă prin energie și abnegațiune. În curs de 18 ani, Lilica n-a făcut un pas fără mumă sa. În țară și în străinătate, acasă și în călătorie, la Sfântul Sava în București și la Sobona în Paris, pretutindeni, pretutindeni nedespărțite. La 2 ani, când mulți copii de-abia au învățat să meargă bine singuri, Lilica noastră vorbea deja română foarte bine, dar și franceză și germană. Manolache menționează în cartea Scânteietoarea viață a Iuliei HD-ul că dar Lilica povestește și celor fără de cuvânt, care pe dânsa trebuie să o înțeleagă. Adună pisicile orcăței, care vor fi prietenii și devotații ei de toată viața. Îi cuibărește în pătuc, le atrage binevoitoare atenție la cele ce are să le spună. Și sufletele cu intuiții, fără expresie, ascultă protectoarea lor stăpână mică. Tot aici se spune că ea încerca să mituiască viețuitoarele cu bomboane, în schimbul atenției lor la scurtele sale discursuri. La doar 4 anișori, cuvintele ei călătoreau prin mai multe limbi. Iulia știa că te iubesc, mămuță, putea deveni iclibedic mutăr și jitem mamam. Manolache menționează că în glasul ei se auzeau vocile păsărilor. Fetișcana era talentată și la cele ale muzicii, având o voce diafană și curată. Tatăl era un bărbat iubitor și iubit. Avea un aer de Don Juan, iar soția sa avea un ochi ager. Nu rare erau certurile între cei doi, iar pentru a o scuti pe copilă de greul unei căsnicii,
se certau cel mai des în germană. Probabil așa a și prins micuța darul poliglot. În timpul unei cerți a intervenit, iar Bogdana a ajuns repede la concluzia că ar trebui să folosească o a patra limbă. Poate maghiara, căci copila nu o stăpânea. Scriitorul îl numește drept unul dintre cei mai libidinoși cărturari ai vremii. El spune că e în sensul de iubăreț. Eu, după ce am citit și romanul vieții lui BPHD-ul, aș spune că e chiar sensul real al cuvântului. Căci n-am putut trece fără scârbă de pagina 486. Și voi explica mai târziu și de ce. Cum ar fi să fac o serie cu drama vremurilor trecute? La cum merg lucrurile prin cărțile astea e mai ceva ca un show păcătos. Un citat excelent care îl descrie pe BPHD-ul năruie romanța cu care am crezut că e binecuvântat. Acesta e preluat chiar din Biblie, spus de regele Solomon. Ca iapa înhămată la carele lui Faraon, te asemăn eu pe tine. Subscriu acestui citat preluat de Manolache. Vom trece repede peste relația părinților, căci doar citirea paginilor merita sufletul. Singurul lucru bun din această căsnicie era micul geniu. Fetița l-a dat pe spate chiar și pe poetul Macedonski, în casa prietenului lor de familie, pană Constantinescu. Acesta, uimit de inteligența ei, a compus pe loc o poezie de 8 versuri și i-a dat-o să o recite. Lilica a dispărut câteva clipe, iar apoi a revenit, urcată pe un scaun. A recitat toate cele 8 versuri, așa cum erau pe hârtie, cu foaia împăturită încă în mânuță. Abecedarele stăteau aruncate pe jos în camera fetiței, căci de mult își împlinise scopul. Tăcute erau și jucăriile de pe rafturi, ursuleții și păpușile, privind spre mintea strălucită care căuta mai multe informații. O gaură neagră ce absorbea cunoștințele cu o viteză incredibilă. Cărțile pentru copii îi erau de prisos și colegii ei nu puteau concura cu dânsa. Lilica părea să știe tot ce alții nu știu și să înțeleagă ceea ce un copil nu ar putea. În acea perioadă, mama sa încerca să se alăture unor societăți de binefacere. Nu există documente ce menționează că ar fi reușit să ajungă acolo, soțul subjugând-o la muncile casnice. El nu-și dorea ca soția lui să petreacă timp printre femeile cochete a vremii, încercând să o izoleze de așa zisele proaste moravuri, ori de vanitate. Iulia HD-ul era o femeie inteligentă, autodidactă, deci s-a pliat pe cerințele soțului, mai probabil continuând studiile pe ascuns. În punctul ăsta deja m-a luat curiozitatea privind identitatea domnului C. Manolache. Și aparent a fost un ofițer al aviației române care a intrat în politică. Apropo de bârfă, o paranteză rapidă. Când am fost la Herculane, unde vă recomand la toți să mergeți, am auzit o poveste hilară. Sunt băile Apollo și cumva baia 1 cu baia 13 sunt perete în perete. 1 era baia dedicată lui Cuza și 13 era unui fiu de boier. Eu și Cuza avem ceva în comun, pentru că și lui îi plăcea bârfa. Și venea anumita să facă baie și să asculte. Ei bine, într-o zi a auzit doi îndrăgostiți pe partea cealaltă a băii sale. Ea era săracă, el era fiu de boier. Nu ar fi acceptat familia vreo nuntă. Și tot ascultând așa, l-a luat mila. A pus un prosop pe dânsul și a mers la baia cu numărul 13. Le-a spus celor doi să facă nuntă, căci le va fi naș. Și așa a și fost. Dacă aveți o poveste istorică mai bună de atât, vă rog să o lăsați în comentarii. În 1878, Lilica trece examenele spre clasa 1 liceală. A fost prima excepție în sistemul educațional românesc, care i s-a permis să sară direct la acest examen. A avut media aproape 9. În anii ce urmează, trece examenele de a doua liceală și a treia, uimind profesorii. Materiile care erau cele mai grele erau geografia și naturalele, la care 8 putea fi nota maximă. Micul geniu a scris narațiuni precum Mihai Vodăviteazul sau poeme precum Domnia lui Țepeș-Vodă sau Oaselor lui Țepeș-Vodă. La această vârstă, urmate de piesele de teatru, la vârsta de 11 ani, printre scrierile ei se aflau Dama de circ, comedia Amorul e scânteie, piesele de teatru într-un act în franceză, Adieu et bon arrive și Les enfants ne jugons pas, sau povestirile Trandafirul moșului și Etoile Celeste. Urmează mutarea la Paris. În miezul nopții, roțile trenului pornesc pe șinele lungi, șoptind în noapte un nume tainic, care nu a mai fost vreodată pe buzele copilei.
rude turnon, rude turnon. Batista albă îi flutură din mână, rostind un bun rămas sincer. Bucureștiului adormit. De acasă, tatăl trimitea bani și scrisori, așteptându-și familia cu drag de Crăciun înapoi în București. Îi spunea Iuliei că trebuie să aibă un caracter frumos și să aibă răbdare și curaj cu noile ei colege. Bogdan trecea printre linii și faptul că se simțea nedreptățit de soția lui și de fuga ei la Paris. Timpul trecea și fata acum avea 13 ani. Și cum vine dragostea pe neprevăzute, se îndrăgostește de băiatul vecinului de deasupra. Fiind un copil foarte izolat, Iulia suferea din lipsa dragostei romantice și încerca să o regăsească în locurile pe care le-a cunoscut până acum. Era fiul unui paralitic și a aflat de atenția lui după ce poștașul i-a spus că stătea la ușă seara, ascultând-o cum cântă la pian. În scrisoarea primită pe această temă de la BPHD-ul, el o roagă să le dovedească părinților că iubește, învățând bine din nou, după ce fata s-a lăsat un pic purtată de val și notele ei au scăzut. Cum dragostea îi fura atenția copilei, notele scădeau mai departe și supărarea îi inunda inima. Îl considera pe tatăl său un adevărat erou, un om inteligent și cel mai bun tată din lume. Așadar, cuvintele scrisorii ce vorbeau de lene și inerție o loveau ca un pumnal. După acea scrisoare, Lilica nu a mai privit în sus pe scări, nu a mai răspuns la salut și nu a mai cântat la pian. S-a închis iar în cărți și în rânduri de cerneală albastră, ca o prizonieră a învățăturilor vremii. De la București veneau pachete cu halva moale și măsline pentru Lilica. Presiunea de pe umerii ei creștea, căci părinții voiau să creeze un Pegas dintr-un simplu cal. Schimbările adolescenței o afundau tot mai adânc în singurătatea închisorii academice, căci nicio ureche nu se pleca să audă vaietele sale. Tatăl, insistent cu scrisorile de verificare, era foarte strict, dar și foarte mândru de ea. Le prezenta tuturor prietenilor lui. Totuși, odată cu învățătura, veneau și problemele. Durerile de cap a Lilicăi deveneau tot mai dese și mai grave, iar miopia îi îngreuna studiul. O mână de femeie bate la ușă și spune că e portărea sa, cu o cutie în mână. Îi spune Lilicăi că în cutie sunt pastile pentru migrenă, lăsate de cineva special pentru ea și dispare. Pe cutia de medicamente era un scris bărbătesc în engleză și Lilica pică pradă curiozității. Să fi fost băiatul vecinului? A creat un plan ca să afle dacă e vorba de el sau nu. Simplu, ușor de executat, dar bazat pe mult curaj. Când a venit de la școală, băiatul era în capătul scărilor. Urma să treacă repede pe lângă el și să-i mulțumească pe englezește. Dacă i-ar fi răspuns, înseamnă că pastilele erau chiar de la el. Dacă nu, ar fi fugit pe scări și ar fi închis repede ușa după ea. El cobora, ea urca, curajul scădea. Când a ajuns în dreptul lui, un thank you simplu i-a părăsit buzele forțate. Și apoi? Apoi liniște, căci Iulia a fugit pe scări, rapid în apartament, închizând ușa și ascultând. De dincolo, nimic. Când tatăl Lilica i-a ajuns la Paris pentru a le duce pe doamne în vacanță, portărea sa i-a adus două scrisori de la junele vecin. Acesta urma să plece în Anglia și o ruga pe Lilica să-i spună unde merge familia ei în vacanță. Mica familie pornește cu trenul spre nordul Franței, oposind la soarele generos a mării nordului. În grădina din fața hotelului Curhus, cei trei beau cafeaua de dimineață. Aici Lilica îi scapă o replică, căci mintea ei era tot la iubirea romantică. Veșnic de neatins din cauza geniului care o întemnița. Mă văd nemuritoare, exclama Lilica, ridicând mâinile spre cer și apoi spre largul întreg cuprins între palmele trandafirii. Da, nemuritoare, ca apele acestea și ca Dumnezeu care vorbește prin muzica lor neîncetată. Nemuritoare ca dragostea însăși. O pauză scurtă aici probabil i-a făcut pe părinți să privească nedumeriți, dar Lilica a continuat încercând să salveze situația, din care Dumnezeu le-a creat și pe care eu le iubesc.
Așa e că tu crezi în Dumnezeu, papa? Fetița știa că tatăl său este foarte religios și adesea îl închidea pe subiectul ăsta. Un exemplu bun ar fi fost momentul când cei doi au mers la o biserică pentru o slujbă oarecare, când Lilica avea în jur de 5 ani. Aici HD-ul i-a explicat structura Sfintei Treimi, deci și despre Tatăl Ceresc. Prin urmare, Lilica l-a întrebat dacă el este tatăl tuturor și HD-ul a confirmat. Așadar, ea îl închide cu întrebarea: papa, deci tu ești fratele meu? Totuși, mama familiei a descusut-o rapid pe copilă și HD-ul propunea chiar în aceeași zi să o mărite. Deși avea doar 14 ani acum, el spunea că mama lui a fost măritată tot la o asemenea vârstă. Iulia, în schimb, nu voia să audă de așa ceva, punând studiile pe primul loc. Seara, după ce părinții i-au adormit, Lilica scria poezii din nou, deschizând geamul spre mare. Și șoaptele copacilor din parcul de jos o chemau. Ea scrie: ai auzit când noaptea fără pânze cântă stelelor cântecul ei? Ce muzică, prieteni! Dumnezeu vorbește cu această voce. Creatorul sublim al infinitului, a lumii noastre. Dumnezeu dăruiește oceanului acest bas adânc, iar oceanul cântă după legile lui. Când s-a reîntors la Paris, portărița i-a spus că vecinul de la 3 a uitat la dânsa o revistă ilustrată cu poezii în engleză. Cum Lilica era foarte pasionată de poezie, a luat revista și a observat că sub anumite poezii și nume de autor era câte o dunguliță roșie. Acestea erau de obicei poeziile de dragoste. O altă întâlnire cu misteriosul englez a fost când mopsul tatălui său a atacat-o pe cățelușa lui Lilica. Fata a intervenit și cei doi au purtat o scurtă discuție, iar tânărul misterios, cu ochi de peruzea, i-a spus că e un mare fan al muncii ei. El era student la arhitectură și un scriitor amator. Lilica s-a rușinat și a întins-o acasă cu mica potăiță în brațe. În acel an, când HD-ul a venit de Paște la Paris, în loc de Crăciun, așa cum trebuia de la început, fata i s-a destăinuit, spunând că directoarea școlii nu o plăcea și îi punea bețe în roate, îngreunându-i drumul. El, în schimb, o încuraja și o silea să mai ia o pauză, mai mult împotriva voinței Iuliei. Lilica încerca să-și câștige prieteni prin inteligența sa, explicând anatomia limbilor latine și franceze. Dar copiii nu păreau prea impresionați. Aceasta erau copiii de 14 ani, chiar dacă erau la cel mai prestigios liceu al Parisului acelor timp. De la bronșita ce a încercat să o trateze în Olanda, acum tusele și durerile în piept o trimit în Elveția. HDN-ii s-au încărcat în trăsură și au pornit spre gară, dar în fața blocului o figură prea familiară îi face cu mâna. Lilica, sub ochii părintești, schițează un salut discret, iar englezul misterios dispare în scară. Ajunși la Montreux, coboară la orașul bolnavilor de piept, de pe malul lacului Leman, unde urma să-și petreacă vacanța. Bănuielile părinților se adevereau încet, căci Lilica era epuizată de la atâta școală, de cursurile nesfârșite de greacă și latină și cărțile cu litere prea mici. Boala ce cotropea plămânii ei era acolo de ceva timp, dar tratamentele o mai țineau pe loc, sperând la vindecare. După ce au vizitat câteva morminte istorice și casa lui Voltaire, cei doi i-au picat pradă filozofiei pe subiecte poetice și umaniste. Așa de bine se înțelegeau că aproape puteau telepatic să-și continue gândul unul altuia. Asta pare să fie și legătura pe care se băza HD-ul mai târziu. Când Bogdan a revenit la București și cele două iulii s-au întors la Paris, și-a început campania electorală. Așadar, au început să se iște și scandalurile politice, iar soția devenea tot mai îngrijorată, cerându-i socoteală. Totuși, acestea n-au eclipsat publicațiile copilei. Volumele cu peste 130 de poezii, romanele de eseuri și schițe pe care tatăl său le finanța cu mândrie. Provocarea cea mai mare urma să fie în vara acelui an, bacalaureatul.
Cei trei profesori se certau între ei pentru a fura cât mai mult din timpul de odihnă copilei. Probele maturității academice ar fi fost geografia, greaca și latina, algebra și geometria. Tusea nu a încetat, dar Lilica lua în greutate, deci nimeni nu mai băga de seamă. Tratamentele balneare, solare și alimentare păreau să o fi pregătit fizic pentru zilele de studiu nesfârșit care au urmat. Își vărsa toată dragostea neîmplinită în cărțile ei, sub diferite forme și personaje. În volumul Cristin își notează supărarea legată de baluri. Într-un citat extras de acolo, ea spune despre personajul Cristin că plânge acasă, în timp ce alte femei se învârtă în brațele iubiților lor, în rochii frumoase de bal. Probabil acum vă întrebați, de ce personajul acesta nu participă la dansuri? Răspunsul e același ca și în cazul Iuliei, care încerca să trăiască prin cărți. Amândouă trebuiau să lucreze. Nu era timp de pierdut cu iubiri trecătoare și părinții nu-i permiteau să danseze. Printre paginile altor cărți, ea trăiește povestea de iubire dintre un cioban și o cebăniță. În Chèvrefeuille, o iubire sub florile de liliac în Lilas Blanc sau idila încercată de soartă din Blanche, dintre un jun și o fecioară, blestemați de o vrăjitoare. Totuși, ce-i făcea inima să bată un pic mai repede, în monotonia academică, erau atențiile englezului misterios. De Crăciun i-a lăsat un buchet de margarete albe la portăreasă. Mama HD-ul era surprinsă de cadou și tot căuta răspunsuri de la Iulia. Fata îmbujorată a apucat buchetul grăbindu-se spre casă. Cum banii n-au fost destui în acel an, acesta era singurul ei cadou. Și pentru el, ea a cântat din nou la pian, după mult timp sub ploaia de petale albe, căutând cu inima urma englezului. Dar portăreasa a spus că au plecat, și el și tatăl. Greu de crezut, ușor de înțeles. Acel Crăciun a fost atât de rece. Și nu pentru că mușca frigul de ferestre, ci pentru că mușca singurătatea din sufletul copilei. Unde odată bătea o inimă romantică, acum urca spre cer un castel de gheață. Motivată de acel frumos buchet, a scris chiar o odă numită Cântecul Margaretelor, unde apar și regine cu același nume. O minte frumoasă prinsă între pereții de carne a unui copil exploatat. 1886 e anul ce s-a scurs sub pecetea romantismului. Sufletul Lilicăi căuta orice fel de dragoste, platonică ori romantică, suavă ori cu gesturi mari. Prinsă între materiile mult prea rigide, își adăpa sufletul la râul romanțelor dintre cavaleri și domnițe. Se îmbăta cu propriile poezii care îi otrăveau inima încet. Iubea să iubească, voia să trăiască. Credea în dragostea martiră, plină de jertfe a eroilor și a luptătorilor, și se martiriza prin poeziile sale. Adesea spunea că un fluture este doar o omidă îmbrăcată frumos, ca pe un moto. Poate aici se referea la hainele emoționale cu care îmbrăca oamenii din jur ca să simtă ceva. Haine ce le-ar fi purtat prin scenariile în care se pierdea când nu lucra, chiar dacă era ca un serviciu să înveți mai mult de 12 ore pe zi. În poezia Cavalerul Infidel se pedepsește singură, povestind despre o dragoste ce nu a avut loc și scrind: acum sunt singură, iar tu fugi de mine. Doamne, am meritat să fiu. Tema iubirii imposibile, dramatice și mortale se regăsește aproape în toate scrierile ei. Mi-a sărit în ochi una dintre schițele ei, anume Prințesa Fluture. Aici este vorba de un cuplu regal care dau viață unei fetițe. Schița pare a fi bazată pe viața Lilicăi, deoarece simbolistica și evenimentele se potrivesc destul de bine. Pe scurt, fetița e botezată, fiind 7 zâne cu diverse daruri, dar uită să-i dăruiască iubirea, pentru că ultima zână a întârziat. Peste câțiva ani, când era gata de măritiș, tatăl cheamă zânele înapoi și îi se spune că pentru a primi darul iubirii, prințesa va trebui să se transforme în fluture timp de un an. Fiindcă fluturele e simbolul iubirii,
Așa s-a și făcut. Zâna o transformă în fluture, dar numai tatăl ei știa de asta. Unul dintre prinții care o curta nu știa și era foarte afectat, spunând că va muri în 2 zile dacă nu-și revine. Culmea ironiei este că același prinț avea o colecție de fluturi uscați. Cum stătea el în curte, a văzut-o pe prințesa fluture și a ordonat gărzilor să o prindă. Așadar a pregătit pentru ea cea mai frumoasă bucată de catifea roșie, iar apoi i-a străpuns corpul cu boldul rece cât era încă în viață. Ce soartă crudă! Să moară la mâinile celui de care îi plăcea. Într-un final, zâna a înviat-o și cei doi au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Boala din pieptul Iuliei ticăia ca o bombă cu ceas. O larvă spurcată ce îi mistuia plămânii. Mama Lilică i-o supraalimenta și doctorii i-au prescris tonice. Încă puțin până la bacalaureat. Doar puțin. Dezamăgirea părea să-i întunece sufletul, pierdută adânc în sine. Geniul ei a condamnat-o. Condeiul i-a devenit călău și cărțile cătușe. Mereu se cerea mai mult de la ea, ca o mină plină de aur. Mai multe cărți citite, mai multe exerciții, mai grele, mai multe scrisori, mai multă cunoaștere, mai multe sacrificii. Ca un fluture căzut în cerneală, se zbătea sufletul ei să scrie ceva pe foile albe a vieții. Din disperarea asta se naște poezia martirică, unde Lilica îl întreabă pe Dumnezeu de ce nu are prieteni și iubire, de ce la doar cei 16 ani s-a săturat de viață. Dumnezeul meu, îmi pare rău că-ți cer asta, dar vreau să mor. Am inima amară, confesa ea printre rânduri. Acum Lilica nu mai cânta la pian, nu mai ieșea la plimbare, mi-o apă și abia respirând, stătea întortocheată la un birou sub o lampă chioară și citea. Mănâncă pe fugă, doarme puțin, stă până la 5 dimineața la teme. Mai scria pe o foaie, așa cum îi plăcea ei, pe vertical, câte ceva despre acei ochi albaștri ca cerul. Se pierde puțin în universul ei, plin de cavaler curajos și domniță. Universul se întâlnește cu iubirea. E același univers ce nu poate exista în viața reală. După proba 1 de matematică, fata pleacă la tratament în Germania, unde se străduiește să nu mai scrie nimic, dar eșuează. Cum ar fi să apară acum acel cavaler? Acel băiat curajos și loial din poveștile ei? Cum ar fi să aibă pe cine revărsa iubirea încătușată în foi? Dar n-a apărut. Și la Paris, printre pereții reci, o aștepta învățătura pentru proba 2 de bac. Botezul Domnului a venit și iuliile merg la biserică alături de tată. Lumina totuși lovește un chip prea cunoscut în partea bărbaților. Era el, scriitorul englez. Iulia îl salută și mama HD o interoghează rapid privind gestul. Pentru restul slujbei a cântat Cupidon, căci muzica bisericească nu mai putea trece de bătaia inimii fetei. Ajuns acasă, pe birou, avea un buchet mare de roze. Le-a îmbrățișat, mirosind florile, iar portăreasa s-a materializat instant la ușă. Mama HD-ul, ca un gardian al lipsei de fericire, a interogat-o pe femeie. Cea din urmă a mărturisit că sunt din grădina ei, aduse cu ocazia sărbătorii. Iuliana îi dă un ban de argint, dar întreagăt portăreasa șoptește. Bărbatul acela te așteaptă jos, doar un minut, și se evaporă rapid pe ușă. A mințit că duce o scrisoare la portăreasă și a coborât, cu inima bubuindu-i în piept ca tobele de război. Așa era? Englezul era acolo, venit pentru câteva zile la Paris. I-a strâns mâna dulce și a întrebat-o de viață. A felicitat-o pentru reușite și a dat o altă cutie cu pastile pentru cap. Era o vedere de rămas bun. Pleca în Indii. Cine știe pentru cât timp? Lilica s-a apropiat doar puțin, doar cât să-i prindă și cealaltă mână, când glasul tunător al mamei i-a apărut de pe hol, rupând vraja. Iulia, îngrijorată, a dus-o înapoi acasă rapid. Captivă, pe foi ascunse, îi cerea socoteală durerii. Scria foi după foi unde plânge iubind pe cineva, care nu știe dacă va fi vreodată ei. Blestema momentele lor de întâlnire,
căci altfel nu s-ar fi născut un asemenea izvor de necaz. Dansează printre fantomele personajelor din cărți și trăiește printre cuvinte. Citește și plânge. Scrie și plânge din nou. Mama HD o urmărește ca o pasăre de pradă, iar Iulia, ca o broască țestoasă, se ascunde sub carapacea unei fericiri false, imaginate și minte despre rădăcinile durerii. Spune că suferă de dor de casă, de tată, de amici, de străzile Bucureștiului de vară. Doar paginile cărților știu câtă durere trece prin ea, ca un curent electric, și cum trăiește prin ce scrie, dincolo de colivia ce o numește acasă. Picătura ce umple paharul suferinței este momentul când Ellie, prietena Lilicăi, îi povestește despre primul sărut cu iubitul ei. Lilica o ia la vale puțin și vrea să plece de la masă. Salvată ca de clopoțel de maică sa, se afundă în necaz seara, îngropându-și conștiința într-un alt roman. Dorința de a lupta cu boala scădea zilnic, căci ceea ce nu știau ceilalți era că Lilica se stingea în crize de tuse. Cu sufletul otrăvit de Ellie prin veștile ei bune și logodna sa, Lilica cădea pradă disperării și singurătății. Acum femeie, geniala domnișoară era inundată de întunericul stării psihice slabe, pe cale să se prăbușească. Moartea era leacul singurătății. Moartea ar fi eliberat-o de masca fericirii false. În brațele morții s-ar fi odihnit și ar fi liberă de ura și amărăciunea ce-i găureau sufletul. Cânta adesea la pian un marș funebru, compus de nefericitul geniu surd. Se regăsea în el, căci se pregătea de moarte, regăsindu-se și printre alte genii nefericite. În anul ce-a urmat, de Paște, Iuliile vin la București, la casa unde locuise ea alături de biserica cu cimitir. Aici Lilica face ce îi place mai mult și citește din nou inscripțiile de pe morminte, așteptând să ajungă dincolo. Doctorii o consultă și, culmea, nu găsesc nimic la plămâni. De acum urmează scrisorile îngrijorătoare. Prima la 8 ianuarie 1888, unde Lilica se plânge de durere în piept și vremea umedă și neplăcută. A doua la 10 martie, când starea ei se agravează și printre rânduri dă de înțeles că nu-și va mai reveni de aici. Ea credea în reîncarnare, spunând că trupul e un vas pentru sufletul viu. Era gata să se verse într-un alt trup, cu o soartă mai plăcută, mai veselă, poate o ciobăniță pe câmp, iubită de un cioban. HD-ul a început să se îngrijoreze după a doua scrisoare și spune: o diplomă, mai mult sau mai puțin, nu înseamnă nimic. Eu nu am nicio diplomă. Șocant cum moartea îi poate face mai blânz și mai iubitor pe oameni. Cum timpul scurt trezește sentimentele adevărate. Cum lipsa vremii îi face pe cei dragi să prețuiască mai mult ce vor pierde. Cum era în melodia lui Ed Sheeran: ai nevoie de lumină cel mai mult când lumânarea stă să se stingă. După ce starea fetei s-a agravat, HD-ul gonește la Paris cu trenul, acum fără flori, fără halva moale, ci doar cu un suflet rănit. O caleașcă goală îl preia spre casă, cu caii gonind ca niște zmei. Oare urma să o mai găsească vie? Micuța Lilica, fetița tatei. Diagnosticul greu vine a doua zi. Tuberculoză la ambii plămâni, caverne și hemoptizii. N-a urmat tratamentul corect. Orele în cameră cu lampa de gaz i-au furat din ani. Urgent, în 3 zile, iau drumul spre terie. Acum, palidă, cu buzele uscate și un zâmbet forțat, Lilica îndreaptă ochii goi spre HD-ul. Mama plânge încet în caleașcă. Ajung la lacul Genevei, unde tratamentul e atent și sever. Aceasta e ultima scrisoare pe care Lilica urma să o mai scrie vreodată. Există o rețetă mai puțin plăcută, scrie ea doamnei Leger. Este cura mea cu arsenic. Nu e neplăcută în sine, ci prin consecințele ei. Închipuiți-vă, doamnă, că pe toată durata ei de minim un an, nu trebuie să mănânc orice acru ori picant. Nu am voie fructe, deci fără căpșuni, cireșe sau mere. Fără legume gătite și răzgătite și fără înghețată. Dar la hotel acestea se servesc seară de seară. Spun asta fără modestie,
Am nevoie de un sâmbure de eroism ca să o privesc pe mama gustând aceste excelente mâncăruri și să rezist tentații. Chiar mi-e poftă. Recunosc și asta mărește meritul. Nu-i așa, doamnă, că trebuie să fiu mulțumită de mine, ca marchizul mizantropului? Termină cura și se întorc la Paris, unde doctorul permite studiul doar la birou și niciun caz în pat. Doar câteva sforțări sunt suficiente însă, capetele roșii de pe batistă să apară din nou. Tusea ce o gâtuia se încovoia ca un ștreang medical în jurul grumazului. Nu mai sunt bani de tratament printre străini. Se întorc acasă, la București, lângă parcul cu lilieci albi. Aici prietenele o vizitează pe furiș, dar viața dispărea puțin cât de puțin din lilica noastră. Un zâmbet de la una, o floare, o prescripție. O altă plecare la munte, poate. Aerul montan era blând cu plămânii mâncați de tuberculoză. Cei patru pereți au cuprins acolo acest dialog atât de sincer. Lilica. Iarăși plecarea, se întreabă cu un scâncet de copilă bolnavă. Da, lilicuța tatei, trebuie să mergem la munte. Ai nevoie de aer ozonat, de prad. Și la mănăstirea Agapia e frumos. O alinta HD-ul. Crezi că se mai poate face ceva, papa? Cum cred, sunt sigur. Ne asigură și doctorii, așa trebuie. Inutil, dar o fac pentru voi, dragă tată. Numai pentru voi. Eu mi-am ratat viața. Am urcat prea în piept pe piscul ei. Urcușul aspru, sfâșietor. Asta e. Acum, dobânda. Nu, lilicuță, n-ai dreptate. Suferința te face pesimistă. Tu uiți că încă ești tânără și porți în tine vigoarea 3 generații de oameni zdrave. E un accident trecător. E o fatalitate, papa dragă. Eu nu mă tem de moarte, dar nici viața nu o urăsc. Ca să cred în una mai mult decât în cealaltă. Cred în amândouă. Care mă voi, mă va avea. Poate că dincolo e ceva mai multă viață decât aici. Vom vedea. Vom vedea cu toții. Ne vom comunica părerile acolo. Crezi în asta, tată? Asta e altceva. S-o lăsăm pentru altă dată. Când vei fi bătrână, vei avea dreptul să-ți unifici aceste două vieți, între care moartea e doar o punte. Acum însă să vorbim de flori, de cireși. Știi că cireșele au început să se pârguiască. Ca obrajii țărâncuțelor noastre, singuri obraji frumoși. Într-adevăr, Lilica, singuri și sănătoși. De menționat aici că părinții nu știau de paginile secrete de disperare a Lilicăi și probabil nici noi nu am fi avut acces la ele dacă ea ar fi supraviețuit. Prin urmare, ei nu știau că ea era chiar ușurată să moară, așteptând plecarea fără să lupte împotriva ei. Grăbiți, părinții au strâns bagaje și bani de pe unde aveau și nu aveau și au plecat la mănăstire. Maicile i-au întâmpinat de grabă și au așezat-o pe Lilica sub cerdacul plin de mușcate sângerii, în camera proaspăt făcută. Dar drumul a fost lung și greu, peste puterile bolnave. Lămânii o ardeau și tusea o neca în sânge. Se simțea ca și cum ar avea un fier răstrău în gât. HD-ul s-a întors acasă, citind tot ce prinde despre bolile de piept și așteptând vești bune ca mai mereu. De data asta veștile nu mai aveau să apară. Tusea cu sânge devenea mai gravă și în vârf de munte, la mănăstire, nu erau cele necesare pentru un moribund. Fără pastile ori injecții sau hemostatice, era prea târziu să-i mai ajute Dumnezeu cu ceva sau aerul curat. Se cheamă iar caleașca, acum mergând încet, plină de lacrimi surte. Ajung la București, iar septembrie vine și golește pomii și dă ofrandă pământului. Părinții fac curândul, ca păsările la un cuib, străjuind culcușul durerii. Corpușorul, acum drept și uscat, stă să cadă în adâncurile patului, ca un hambar de lemne mâncat de putregaiuri. Vin și prietenele zâmbind și pleacă plângând. La ușă toți fac curândul. Varsă câteva lacrimi, apoi intră să o îmbărbăteze pe Lilica. Ochii ei, acum mai mari, mai uscați și mai umbriți, se afundă în craniu. Zâmbește din ultimele puteri, punându-și mască de fericire falsă cu mâinile scheletice. Toți știu ce urmează.
Nimeni nu poate spune cu voce tare totuși. Lilicaș l-a rămas bun, rugându-l pe tată să aibă grijă de Iulia. Îi spunea că ea nu e pregătită pentru ce va urma. Ea va spune mereu că are o fetiță și nu că a avut una cândva. Hajdeu se face că îi scapă ceva și iese din cameră, cedând într-o criză de lacrimi, într-o cameră mai depărtată. Acum o ruga pe maică-sa să-i citească și când era singură, parcă negocia puțin cu moartea. Spunea mereu, e ultima speță de crimă ca moartea să ia de pe pământ pe cei care nu au iubit încă. Septembrie trecea în grabă și zi de zi o vlăguia mai tare. Emoptizia s-a întors și Lilica noastră era acum ca o statuie de ceară, întinsă, suferindă pe un pat de boală. Maica s-a chemat doctorii, care fiind la vânătoare au întârziat. Când HD-ul a ajuns acasă, era să-i dea afară de supărare, căci asta era părerea lui despre medici. Când vrei să mori la doftoră, leargă mai în grabă. A lor e să o moare. Asta este steaua lor. Îi drag să curme o viață și fie chiar degeaba, îi spintecă și taie cu un aer zâmbitor. Nici că simțești tortura că lă-i iertați de lege, dar pedepsi cu moartea pe cel nevinovat. Ei sunt în omenire mai regi decât un rege. Regi fără nicio frică, regi fără niciun soldat. Un doftor cel mai gâde, nu-i greu a mi-l alege. Eu vi l-am arătat. Acum ceasurile erau numărate. Mama ia un moment de repaus pe balcon, unde țipă încet spre cer și spre biserică. Prietenele stau mute pe hol, frângându-și mâinile. HD-ul, în schimb, veghează neliniștit asupra ei, învârtindu-se ba de la birou, la căpătâi, ba la geamuri, la ușă. Nimeni nu intră, nimeni nu iese. Aștepta un cuvânt, tot întreba dacă i s-a părut. Mergea în jurul ei și respirațiile deveneau mai lente, mai spasmodice, și ochii rămâneau întredeschiși. Ai spus ceva, Lilicuța? Ai spus? Sau mi s-a părut? Încerca să înumere respirațiile, să le păstreze undeva. Era trecut de miezul nopții și deja era 29 septembrie. Afară bătea un vânt puternic ce căuta parcă o cale înăuntru. HD-ul stă eroic lângă Lilica, urmărând, sperând și rugându-se pentru un ultim cuvânt. Dar atunci n-a observat că altcineva pășește pe lângă el. O siluetă neagră, poate albă pentru unii, întinde mâna spre Lilica și dă o ultimă respirație. Câteva secunde mai târziu, ceasul se oprește la 1:30 dimineața. Lilica noastră se ridică spre cer, primită în paradis de un cor de îngeri. În cimitirul Șerban Vodă din București, la numărul 22, HD-ul cerea loc pentru 3 morminte. Aici a fost creat micul templu pentru Lilica. Acesta a fost creat după anumite reguli spiritiste, fiind marcat cu simboluri mitologice și ezoterice de largă circulație. Lilica a fost pusă spre odihnă, în picioare, într-un cavou alb. La înmormântarea ei a fost un quartet format din 2 viori, alto și violoncel. Ionescu Gion spune că acest templu este un mormânt de poemă în revista nouă din 1891. El explică, mausoleul este împărțit în două, având în partea de sus toate lucrurile dragi Lilicăi, reprezentând preocupările ei, și are pe sub pământ o parte pentru aspirațiile ei spre infinit. În realitate, aceste două nivele se întrepătrund. Inscripția ce stă de strajă la intrare spune, trecători priviți deasupra, cugetători căutați înăuntru. Moartea dă viață. Templul este acoperit de simboluri precum condeiul, tronul bibliotecă, lanțuri, ceasul de bronz încastrat în piatră, care e oprit la ora morții sale și multe altele. În interior se află masa la care scria Lilica când era în viață, pe partea dreaptă de la intrare. Flori desenate și împrăștiate sunt peste tot, dar și lanțuri care susțin coloanele sale. Incinta în sine este împărțită în 3 secțiuni. Sus, în luminatorul din față, cum intri în criptă, se află altarul mic, alcătuit din 3 statui de teracotă, reprezentându-l pe Iisus, străjuit la dreapta de Shakespeare, iar la stânga de Victor Hugo.
cu privirile îndreptate spre bustul de marmură a Iuliei din mijlocul camerei. Pe pereții luminatorului sunt aplicate închenare de stele, alcătuite din câte 4 triunghiuri suprapuse, portretele familiei. Valeria, Alexandru, Elizabeta și Boleslav, Tadeu, Nicolae, Bogdan Hajdeu, Iulia Hajdeu și Lilica. În fundul cavoului se găsește altarul mare, cu moaștele reposatei, având deasupra, la nivelul plafonului, o imensă carte magică, cu numele dumnezeirii înscris cu 8 tipuri de semne grafice. Grecește, latinește, evreiește, ironic, pentru că familia era antisemită, chinezește, cu ieroglifii, cu cuneiforme și cu devangări. Între carte și oglinda ce acoperea odată tot peretele de deasupra plăcii de marmură, se află un compas, semn al armoniei în economia prestabilită a imensului tot. Pe masa altarului, pe de-o parte și pe alta, ardeau candele cu vitralii, iluminând doi îngeri pe sticlă. Iar în spatele lor urmau să fie așezate, pe cele 3 laturi ale dreptunghiului, pe bordură de marmură, următoarele 26 de busturi de teracotă, înalt fiecare de 25-30 de centimetri, înfățișându-i pe cei 12 apostoli. Iar pe părți era Jeanne d'Arc, Sfânta Tereza, Sfântul Ștefan Protomartirul, Corneille, Beethoven, Swedenborg, Alfred de Musset, Leibniz, Descartes, Pascal, Michelangelo, Cervantes, Molière și André Chénier. În total ar veni cam 12 figurine pe fundal și 7 pe fiecare parte, stânga-dreapta. 2 socluri de marmură destinate busturilor mamei și tatei flancau altarul, purtând până la finalizarea gândurilor câte un vas albastru de sevre cu flori artificiale. Despărțită de incinta sacră prin 2 portițe de fier, fixate în dreptul bustului Iuliei, având reprezentate soarele în centru și câte 24 de stele pe margini, se află partea întrucâtva profană a cavoului, în care puteau pătrunde devoții și curioșii. Deci nivelul de complicație, mai ales numerică, este foarte mare. Din câte observ eu, HD-ul s-a gândit la toate, din toate punctele de vedere. A adăugat simboluri de toate felurile și mai ales acele stele. Familia HD-ul era antisemită, mai ales Lilica, care avea o ură față de evrei adânc înrădăcinată. Probabil de asta au ales 4 triunghiuri în loc de 3. Spre a înlesni contemplarea, pusese dispuse aici, într-o ordine deloc întâmplătoare, 4 scaune cubice de marmură albă și neagră în formă de domino, închinate lui Dumnezeu, și 3 scaune triunghiulare de fier masiv, aurit cu marmură neagră, fiecare pe câte 3 picioare, adică tripoduri ale oraculilor din antichitate, închinate spiritelor. Mă uimește profund nivelul de detaliu care a fost pus în acest mausoleu. Probabil, dacă ar fi fost puse toate cifrele astea pe hârtie, are și un calcul sau o schemă care să indice cu exactitate ce dorea să se atingă. Mai ales că sunt amestecate mai multe religii la un loc. Bănuiesc că HD-ul și-a dorit să meargă la sigur. Deasupra scaunelor era cioplită în marmura plafonului cheia de boltă sub forma unei cruci, rezultată din scrierea de câte 2 ore a numelui divinității, atât în grecește cât și în latinește, având în punctul de întretăiere oul primordial. Pe pereți, de o parte și de alta a scării, începând din stânga și continuând spre dreapta, era săpat în marmură de Carrara credoul spiritist, respectiv legea religioasă. Crede în Dumnezeu, crede în nemurirea sufletului, crede în darul comunicării cu cei duși. Legea morală, iubește și ajută neamul, iubește și ajută pe cine te ajută și te iubește, iubește și ajută fără a precugeta la folosul tău. Legea socială, nu ne cinsti. Nu te necinsti pe tine însuți ca să te cinstească alții. Nu ne cinsti pe alții ca să te cinstești pe tine însuți. Nu ne cinsti munca, căci munca e viață. Legea filozofică, când, atunci. Când faptul ții, atunci adevărul știi. Când vrei să crezi, atunci nu poți să vezi. Când cauți dovadă, atunci găsești tăgadă. Sub scara cu 10 trepte, primele 5 fixe și restul mobile, fusese reașezate la vedere sicriile de fier în care urmau să fie înmormântați BPHD-ul și soția lui. Inițial, scriitorul își exprima dorința ca racla cu rămășițele sale pământești să fie așezată în bolta
din spațiul superior, de deasupra sicriului fiice sale. Ulterior însă, dând cu totul o altă proiecție simbolică întregului, scrisese: dorința mea este ca resturile mele pământești să fie înmormântate, da stânga scării, zidindu-se intervalul întreg. Da dreapta, intervalul dintre scară și perete, se rezervă pentru corpul soției mele. În acest mod, bolta va rămâne tot așa de spațioasă ca și astăzi. Și înfirită de deasupra sicriului fiicei mele, nu se vor pune niciodată nimic decât flori, lumină, cărți de ale ei sau despre dânsa. Portrete. Mai în scurt, tot ce se atinge de memoria copilului meu. Iar noi doi, eu și nevastă mea, nedemni de a fi avut un asemenea înger, vom fi ca două sfinxuri, păzitori ai boltei de cele două laturi ale scării. Având în vedere nivelul de detaliu în care s-a gândit acest om la mausoleu, mă pot gândi doar în câte nopți această informație a fost transmisă, cât timp a stat și s-a gândit la fiecare detaliu, căci dacă privim atent, prin toată cripta se regăsesc numere magice, tot felul de simboluri care îmbină mai multe religii și personalități. Practic, omul a făcut un altar unde a îmbinat pânza realului cu cea paranormală și mitologică, pentru a crea un fel de cuib, ori o plasă de siguranță pentru spiritul liricăi. A adus acolo personalitățile pe care fata le-a venerat în forma statuetelor, făcute specific din teracotă, cunoscută în lumea spiritelor pentru abilitatea de a fi posedate. Acest ritual, bănuiesc, e bazat pe ritualurile șamanice a poporului Taino din insulele Caraibe, unde un șaman se droga cu substanțe halucinogene, anume pulbere de cohoba, iar apoi intra într-o stare hipnotică, comunicând cu zeii. Acesta era în principal înconjurat de statuile zeului creator Yokahu, făcute din lemn, ceramică ori argilă. Nu se menționează exact ce anume a inspirat fiecare element din criptă, dar le voi lua pe rând înainte să trecem la ultima parte din text. Mormântul Lilicăi este imens și dreptunghiular. Aș spune că se bazează pe mastaba. Pe scurt, acest model de criptă funerară, specifică egiptenilor de rang înalt, era făcută din cărămizi de argilă uscată la soare și avea forma dreptunghiulară. Cu cât urcau mai sus pereții ei și se înclinau tot mai tare, și se considera că persoana avea rangul tot mai înalt. N-ar fi greu de bănuit că HD-ul a luat cele mai importante elemente ale culturii egiptene antice pentru simbolismul lor. De exemplu, cei doi sfinși care poartă în spate globul pământesc, reprezentați pe monument, care aparent sunt femei din cine știe ce motiv și au sâne la vedere. Aceștia sunt asociați cu zeul Horus. Acesta se considera a fi zeul soarelui și a protecției. Prin urmare, sfinxul era păzitorul Egiptului și a faraonului. Scarabeul, un gândac regăsit în cantități mari în Egipt, se regăsea și în criptă și era considerat zeul Khepri. Acest zeu șocant cu față de gândac se spune a fi zeul soarelui de dimineață. El era considerat a fi un simbol al renașterii și a regenerării, o adevărată călăuză a speranței. Unde era un scarabeu, era nădejde. În ceea ce privește simbolurile de pe monument, toate sunt despre efemeritatea vieții și înlănțuirea sufletului pe pământ într-un vas de carne. Tot ce era în afara criptei prezenta oarecum trecutul și materialul. Din motivul acesta mă voi axa mai mult pe interior, așa cum era el, înainte să fie uitat și ruinat de trecerea neiertătoare a timpului. Masa descrisă a Iuliei, fixată în interior, mi se pare că era un fel de invitație, căci Lilica și-a petrecut majoritatea vieții stând la dânsa. Probabil după ce a citit textele ei ascunse sub numele de scenă Camil, și-a dat seama că masa aia era mai mult decât o închisoare. Eu bănuiesc că nu s-ar fi întors la acea masă, căci practic tocmai lemnul ăla cu patru picioare a privat-o de bucuria scurtei sale vieți. Florile desenate erau acolo pentru a-i bucura sufletul. Dacă ar mai fi venit vreodată acolo, căci Lilica iubea florile. Aceasta ar fi fost singurul mod de a le menține culoarea cât timp era nevoie pentru ea. În ceea ce privește altarul cu Isus, Shakespeare și Hugo, privind spre bustul ei, bănuiesc că acesta ar fi fost un simbol că a reușit să ajungă la nivelul lor. Iar fețele familiei de pe pereți, bănuiesc, ar fi trebuit să aducă un sentiment de acasă în cripta goală. Stelele din jurul lor ar fi însemnat unirea cu cerul și astrele, astfel ajungând mai sus. Cartea magică de deasupra sarcofagului ei, cu scrierile în diferite limbi,
cred eu că avea rolul de a-L chema pe Dumnezeu acolo, indiferent de religie. Ca un fel de împăcare cu divinul atât de diferit pentru toți, probabil HD-ul voia să meargă la sigur și să nu supere pe nimeni în speranța că își poate recupera cumva copila. Compasul, îngerii și oglinzile aveau rolul de a ghida orice ajutor divin spre ea, iar celelalte entități care ar fi fost puse acolo doar sub forma unor statuete, erau chiar personalitățile istorice pe care Lilica le-a iubit în viața ei. Probabil HD-ul bănuia că ea le-ar fi văzut și așadar ar fi interacționat cu ele. Scaunele de marmură, de la sine înțeles, sunt locuri unde spiritele puteau poposi la ea în cavou, mai ales scaunele cu trei picioare, cunoscute tot din cultura șamanică, pentru utilizarea lor în ritualuri. Oul primordial, care unește cele două inscripții divine în latină și greacă, e un element mitologic. Se regăsește în mitologia egipteană, chineză și greacă. Pe scurt, se credea că înainte ca lumea să existe, a existat un ou, ce conținea toate elementele necesare pentru univers. Când s-a spart, el a creat lumea așa cum o cunoaștem astăzi. El este un simbol al renașterii și a trecerii dincolo de moarte. Se spune că odată ce oul se va sparge iarăși, lumea aceasta va lua sfârșit și alta se va naște. Având în vedere oglinzile ce formau un triunghi și practic un pasaj infinit alături de părinți, bănuiesc că asta ar fi simbolizat un fel de reîntâlnire în lumea de dincolo. Din cauza acestei legături dintre corpuri, cumva HD-ul încerca să reunească toate trei spiritele dincolo, odată ce ar fi murit. Am o bănuială că opoziția lor ar fi însemnat că ei ar fi păzit-o, din depărtare și după moarte, pentru a avea grijă de ea. Pe scurt, nici în îmbrățișarea sicriului Lilica n-ar fi scăpat de agerul lor părintesc. În masa Iuliei a fost instalat chiar și un ariston muzical ce conținea melodia funerară pe care a fost îngropată. În fața criptei este instalată o canapea de piatră, unde oamenii s-ar putea odihni la mormânt, dând curs inscripției mai șezi puțin de pe monument. Tot acest monument incredibil de bizar a fost construit de HD-ul sub influența Lilicăi, așa cum spunea el, uneori trecând de propriile considerente pentru a-i face pe plac. Așadar, acesta a devenit cel mai tulburător monument funerar din arhitectura românească. În 1891 a fost inaugurat și deschis publicului. HD-ul a fost incredibil de bucuros, iar curioșii orfanii veneau să o vadă pentru ultima oară pe Lilica. În primul an, 4.000 de oameni au semnat pe caietul de păreri. Unii spun că erau fulgerați de inspirație acolo și lăsau poeme complexe pe caietele de la mormânt. HD-ul a consemnat câteva dintre aceste poezii în Sikh Cohito, menționând puterea benefică a templului asupra naturii creatoare. HD-ul a continuat să o iubească după moarte, poate mai mult decât atunci când era vie. Îmi vine greu să-mi dau seama cum e ca părinte, într-o zi să numeri lumânările de pe tort, iar în alta anii ce au trecut de când nu ți-ai mai văzut copilul. Aceiași ani care înseamnă că nu vei mai revedea niciodată. Nu cred că el a acceptat vreodată ideea că ea a murit. În mintea lui, Lilica era mereu acolo. Mai vie ca niciodată. Acum în suflet și nu în trup. Iar stăteau împreună discutând pe subiecte filozofice, ca altădată. Acum însă erau doar visele dese pe care HD-ul le avea. Cât timp a locuit în curtea mănăstirii Mihai Vodă, HD-ul venea des la mormânt și plătea cam 300 de lei pe an pentru întreținere. Reparații, lumânări și îngrijire. Estimativ, acest cost în banii noștri curenți ar fi cam 5.000 de euro pe an. În dolia de moarte a fiicei lui, s-a mutat la Câmpina. Și vizitele sale au devenit tot mai rare. Cu toate astea, cavoul era deschis vizitatorilor în perioada interbelică, atunci când era vreme frumoasă afară, chiar dacă acest lucru deranja interiorul și distrugea încet cripta copilei. El a vrut ca oamenii să vină la ea, să o vadă, să o iubească și să o țină în viață prin cuvintele și gândurile lor. La scurt timp, după ce cavoul monumentului a fost gata, HD-ul a fost cuprins de o inspirație constructivă și dorește să creeze un monument mai mare și mai frumos în cinstea fiicei sale. Așa apar primele planuri pentru castelul Iulia HD-ul, de la Câmpina, alintat și cu numele de Templul celor două Iulii. Urmărind arhivele, vedem că pe 23 noiembrie 1893, probabil după ce a petrecut o altă zi de naștere a fetei singur, decide să cumpere un teren pe platoul de deasupra Câmpinei.
Acesta ar fi costat 1300 de lei la vremea aia și avea dimensiunile de 173x57. Ca și în cazul primelor sume, am folosit inteligența artificială de la Google pentru a primi un estimat, deci suma asta ar fi astăzi cam 73.000 de euro. Având în vedere ce știm până acum despre Lilica, nu e de mirare aspectul castelului. Acesta apoi are desprins din epoca lui Shakespeare, un autor atât de drag sufletului Iuliei prin romanțele sale. Călinescu spune despre acesta că avea un aspect sinistru, al unei fortărețe feudale din cauza donjonului central. Un donjon e turnul cel mai înalt al unui castel, folosit ca punct de observație. Caragiale menționează un detaliu interesant în epoca castelului. E un castel tare și totodată un templu. Baza lui are forma simetrică a unei cruci. Structura castelului era împărțită pe trei segmente, oarecum separate. Cele două de pe lateral erau destinate locuirii și donjonul era închipuit a fi un templu spiritualist. Aici încep să mă întreb dacă nu cumva a creat câte un segment pentru fiecare membru al familiei. Din cauza că în momentul plănuirii construcției, Lilica noastră era moartă deja de 5 ani. Așadar, a creat donjonul pentru Lilica și experiențele paranormale, iar spațiile de locuit pentru el și soția lui. Caragiale menționează că fortăreața e construită ca o linie perpendiculară pe meridian, așa că fațada templului privește drept spre răsărit. Bănuiesc că, la fel ca și cavoul, acest castel avea rolul de a simboliza renașterea și viața de după, având în vedere acest detaliu. Hardeu s-a asigurat că soția și fiica lui vor privi mereu primele răsăritul. Omul își iubea soția, deși mai călca strâmb, dar pe Lilica o iubea altfel, căci în ea regăsea treimea familiei. Puțin din mamă, puțin din el și un pic din Lilica. Așadar, cum spunea și dânsul, o iubea de 3 ori mai mult. Și donjonul plasat între cele două turnuri mai mici, bănuiesc eu că ar fi avut o poziție protejată de turnurile scunde. Ca și cum cei doi ar proteja-o încă pe Lilica, care s-a înălțat mai presus decât ei și mai repede. Castelul avea două terase, una în față și una în spate. Cea din urmă a fost incorporată în el chiar în timpul construcției, fiind împărțită în 3 camere mici. Lateralele au fost destinate bibliotecilor și partea din mijloc a devenit un salon muzical. Aici a fost amplasat și pianul la care cânta Lilica când era printre noi. În interior, după ce treci de coridorul plin de oglinzi paralele, pe mijloc se află 2 scări spiralante, dispuse simetric, care duc spre galeria circulară. Pe o parte și pe alta a donjonului se află 2 apartamente, la câte 3 camere. Salonaș, sufragerie, camera majordomului, dormitorul, camera cu cale, dedicată Iuliei, care conținea păpușa ei și câteva dintre caietele fetei, biroul și camera pentru experiențe spiritiste. Elementele din cavou se repetă și aici. Statuile apostolilor, sfinții de la intrare, porțile cu model de soare, bustul Iuliei în centru, oglinzile, statuia lui Isus, etc. Scaunele cu 3 picioare triunghiulare, pe care sunt încrustate literele HD-ul cu D-ul la bază. Acestea amintesc de Dumnezeu, fiind un simbol al spiritualității. De asemenea, în camera obscură se află masa de spiritism, conținând o tablă Ouija, un aparat de fotografiat și câteva fotografii din timpul ședințelor. Gaura din perete, perfect rotundă, face legătură cu salonul castelului. Aceasta are probabil cea mai mare importanță simbolică din el. Prin gaură, martorii adunați în salon puteau vedea spiritul Iuliei care apărea în camera obscură. Acum, pentru cine nu știe ce e o cameră obscură sau cum funcționează, pe scurt, e o copie mecanică a ochiului animal și funcționează exact pe același principiu. Ideea este că dacă stai într-o cameră întunecată și te uiți printr-o gaură mică pe partea cealaltă, iar acolo bate lumina, vei vedea lumea de afară, dar răsturnată. Lumina intră într-un unghi pe acea gaură și ca să vezi corect imaginea, ar trebui să o răsturni pe perete. Ea e corectă și reală, fiind și modul prin care funcționau unii strămoși ai camerei foto din ziua de azi. Legenda spune că această gaură a fost cerută chiar de Lilica pentru a comunica mai ușor cu HD-ul. După ce s-a străduit să creeze iar interes privind fiica lui și să stabilească un fond pentru lucrările sale, s-a certat cu cei de la Academie la bani și proiectul s-a stins. Operele fetei, publicate doar pe jumătate, totuși reaprindeau oarecum interesul. HD-ul, rănit și neîmpăcat cu gândul pierderii Lilicăi, fără sprijin, a început să răscolească în toate cărțile umanității
după un răspuns pentru a o duce înapoi pe fată. Trucurile lui au funcționat o vreme ca un pansament, dar acum trebuia ceva real, care să-i potolească inima sângerândă de tată. Îmbătat de poezia fetei, s-a lăsat purtată în versurile ei. Balsamul ce alina odată sufletul rănit și izolat al Lilicăi, acum îi alintea nopțile. Nu dormea, se scufunda în nebunie și renunța la creștinism. Căuta un răspuns, un secret lăsat de fată în cărțile ei, ceva care s-o aducă înapoi. Așa că într-o zi de primăvară vine primul semn de dincolo. Stând într-o seară, umedă și posomorâtă de martie 1889, singur la masă de lucru, avea să istorisească el, lua fără să-și dea seama un creion și rezemă vârful de luciul hârtiei. Concomitent începu a simți, în tâmpla stângă, bătăi scurte, ca și cum ar fi băgat întrânsa un aparat telegrafic, iar mâna îi se puse în mișcare fără stâmpăr. Vreo 5 secunde, nu mai mult. Când se deșteptă din tranșa autosugestionată, găsi pe hârtie scrisul copilei sale spunând, tradus din franceză, "Sunt fericită, te iubesc, ne vom revedea. Asta ar trebui să-ți fie suficient." Iulia Hașdeu. Sic Cogito e carte unde detaliază mai mult experiențele sale paranormale. Își dorea să scrie o altă carte după aceasta, numită Ita Sensum, în care ar fi detaliat fiecare experiență spiritistă. Totuși, această carte nu a mai fost scrisă niciodată. Omul fiind savant și foarte inteligent, dorea să demonstreze fizic, fără dar și poate că există lumea de dincolo și că se poate comunica cu aceasta. Există chiar procese verbale prin care HD încerca să arate că nu poate fi vorba de vreun fals în aceste experimente. Totul era descris meticulos, iar el încerca să folosească aparatura de ultimă generație pentru o comunicare paranormală. Acea tehnologie pe vremea lui erau aparatele de fotografiat. Așa suna un asemenea proces al vremii. Astăzi, 10-22 decembrie 1893, orele 9 seara, subsemnați întruniți la ședința spiritistă la domnul Hașdeu, am procedat la controlarea fotografiilor spiritiste nocturne. Dintr-o cutie neîncepută de placă Smith 9x12, pe care am văzut-o cu toții că este intactă, domnul doctor Istrate, în camera obscură cu domnul Hașdeu, au scos două plăci și le-au așezat în mod juxtapus în casetă. Apoi, tot domnul Istrate a așezat caseta la aparat și a legat întreg aparatul cu sfoară, astfel încât să nu se poată mișca nici capacul obiectivului și nici să nu se poată scoate caseta fără a se dezlega sau tăia sfoara. În urmă, domnul doctor Istrate a aplicat sigiliul dumnei sale pe capetele sforii. Aparatul va rămâne astfel închis până la vinerea viitoare. HDU, doctor Istrate, Vermont, Șerbulescu, Filip Martin și Nenitescu, fost prezenți și s-au semnat atunci. Cartea în care se regăsesc descrise în mare detaliu toate ședințele alături de detaliile tehnice se numește Protocoalele ședințelor de spiritism și este scrisă de BPHDU. Sunt multe date tehnice pe acolo, nimic să dovedească ceva concret. Arată mai degrabă ca o arhivă a poliției. HDU voia să fie sigur 100% că rezultatele nu erau măsluite de nimeni. Deci mereu era prezent un număr mare de prieteni și cunoscuți. Spiritiștii erau schimbați prin rotație, precum și orele, dar și locațiile. Aceste ședințe se făceau atât ziua cât și noaptea, la locațiile. Locuința din Palatul Mihai Vodă, la redacția revistei Noi sau la Hotelul Splendid. HDU mereu spunea că el nu voia să comunice cu cine știe ce spirite, ci strict cu familia sa decedată. Tatăl său, fratele, soția și Lilica. El era foarte conștient de autosugestie și subiectivism și din cauza asta se străduia cât de tare posibil să fie analitic și să nu interpreteze orice detaliu ca fiind personal. Problema vremii era că șarlatanii, mulți la număr ca și astăzi, trucau unele poze și apoi se prefăceau efectiv că sunt posedați. Din cauza vieții publice a lui HD ușor disponibilă oricui și simplului fapt că omul avea o gură spartă, tot felul de oameni răuvoitorii s-au alăturat. Poate nu erau chiar toți la fel de răi, unii voiau să-i aline durerea și să-l liniștească pe savantul fără pace. Alții voiau să facă niște bani, unii voiau astfel să-l întoarcă înapoi la lucru. Un exemplu de șarlatan era domnul Arbore, despre care HD scrie: "După comunicația primită joi de la tatăl meu prin Arbore, sunt 5 spirite ca siluete. Tatăl meu, Tadeu Hașdeu, Efrem Hașdeu,
M. Verhangs și G. Bruno. Pe clișeu e mult mai clar. Vorbit de cărțile oculte în care și-a marinat mintea în ultimii ani, H.D. nu se mai mira deloc de spiritele ce apăreau în fotografiile făcute cu lentila acoperită a obiectivului. Ceva ce ar fi alarmat pe cineva cu mintea trează nu l-ar fi trezit la realitate deloc. În total au fost înregistrate 101 ședințe de spiritism cu informații despre casă, sfaturi și publicațiile noi a lui H.D. Aici chiar și apare un mesaj de la Lilica noastră, transmis prin mediu și tradus din franceză. Ea ne spune la 19 aprilie 1897 următoarele. În fotografiile tale, când vezi lumini de intensitate variabilă, suprapuse parțial una peste alta, e un adevărat semn. Dacă unul dintre voi, pe parcursul unei sesiuni întregi sub razele roșii a lămpii, ar dori să privească din plin în jurul locului de unde scrie mediumul meu, nu e posibil să începe a vedea umbre mai mult sau mai puțin luminate și aproape vizibile. Acestea sunt lucrurile ce m-au ajutat pe parcursul sesiunilor de spiritism să acționez din impuls. Chiar în această seară am încercat să demonstrez aceste lucruri stând în fața și probabil deasupra mediumului. Probabil vă gândiți acum ce dubios sună acest citat. Ei bine, pentru asta a fost nevoie de lunga introducere privind viața Liricăi. Cei care au fost atenți la început pot băga mâna în foc că acest citat nu este scris de ea. Stilul nu seamănă deloc. Ea avea un scris fin de poetă. Cacofonia asta brutalistă și simplă este tipic masculină. Mă mir că HD n-a realizat asta atunci. Probabil că dacă realiza nici nu ar fi contat. Șarlatanie sau nu, el era fericit să o mai audă odată pe Lilicuța lui dragă, pierdută cu atâția ani în urmă. 10 ani au trecut. 10, parcă n-am plinit nici luna. Poate unde ești dorită, de-aia tot subocnești. Numai Salcia te crede dusă pentru totdeauna. Spune-i tu să nu mai plângă ca să vadă că trăiești. Spune HD în 1898, înecat de dorul fetei. Alt șarlatan era mediumul notat cu litera K. Acesta intra în transă imediat din picioare, fără hipnoză, și scria în numele Iuliei foarte repede mesaje de mulțumire pentru conferința O nevastă româncă. Din nou, textele primite de la șarlatan erau explicite, simple și din topor. Nu seamănau deloc cu ce ar fi scris familia sa. În plus, noi știm că Lilica nu s-ar fi întors la câtă suferință a trăit în singurătatea sa aici. Probabil acum e pe un plai pe undeva, strângând oile cu un ciobănaș. Poate au copii, poate stă la iarbă verde zi de zi și citește chiar o carte scrisă de ea visând. Mintea lui, lăsată fără apărare în fața sugestiilor, juca trucuri cu umbre și lumini în dânsul. HD se îndoia până a murit de cartea Sicogito, bănuind că nu a scris-o el. Mai exact, că nu s-a născut din mintea sa. Bănuia că ar fi fost doar un vas prin care spiritele au scris în lumea noastră. Așadar, pradă șarlatanilor, BP e controlat de ei. Aceștia încearcă să-l manipuleze cu mesaje de la tatăl său Lilica și soția sa, să se angajeze într-o polemică antisemită. Evident, elementul ce îi lega pe toți trei era ura foarte publică față de evrei. HD era complet dezinteresat. În carte era și mesajul soției, care sună la fel de necopt ca celelalte. Femeia îl roagă să scrie lucruri antisemite și spune că îl iubește și ca spirit. Ciudat, având în vedere că nicăieri din tot ce am citit despre el, nu am găsit vreun pasaj prin care Iulia îi spune că îl iubește sau prin care își exprimă sentimentele în vreun fel. După ce a publicat articolul antisemit, ședințele de spiritism s-au dus la vale. Prietenii îl părăseau și din 1900, acestea aveau loc extrem de rar. După ce localnicii au aflat de ședințele acestea, au născocit tot felul de legende. Ei spun speriați că în aerul rece a nopții iese din castel o melodie dulce, clasică de pian, în aplauzele lui HD. Alții spun că l-ar fi auzit urlând de durere, doar că nu ca un om, ci ca un lup închis acolo. Unii care știau poate un pic mai bine despre Lilica, povestesc despre Margarete. Mai exact, un măturător a găsit câteva margarete albe într-o toamnă, când curăța trotuarul din fața castelului. Florile preferate a fetei n-aveau ce căuta acolo, căci vremea lor trecuse de mult. Aceiași oameni spuneau că o vedeau pe Lilica umblând prin grădină, în rochea ei albă, ce i-a servit ca veșmânt veșnic.
O recunosc după miros. Spun cei mai în vârstă că fata miroase a flori de primăvară. Am mai găsit o legendă urbană care povestește despre o domnișoară ce a dorit să fure versurile înscrise pe pereții cavoului pentru a deveni celebră. A fost găsită câteva zile mai târziu, moartă pe podea cu urme de strangulare pe gât. Localnicii bănuiau că aparatul foto care surprindea spiritele fusese modificat chiar de HD-ul, înainte să înceapă nebunia cu ședințele. Ei cred că omul a găsit o formulă care să permită aparatului să vadă în lumea de dincolo, folosind două lentile inversate, una mai groasă și una mai subțire. Nu există vreo dovadă concretă că acest aparat a existat, pentru că nu a fost găsit niciodată. Alte legende spun de HD-ul că ar fi ascuns documentele reale privind ședințele de spiritism undeva în pereții castelului, ori într-o bibliotecă secretă. Ei speculează că odată ce ședințele ar fi devenit reale, savantul ar fi fost atât de afectat încât a ascuns totul, i-a lungat pe toți din jur și a ținut adevărul secret. Acum oprim înregistrarea pentru un mesaj foarte important, pentru că după ce am făcut un pic mai multe cercetări, privind condiția actuală a sicriului și locului de veci a Iuliei, am descoperit că a fost vandalizat în 1950. Efectiv, aici era un gemuleț, ori aici, ori aici, bănuiesc că aici era, care era de cristal, prin care HD o privea pe Iulia și venea alături de dânsa, mai povesteau una alta. Aparent, acei hoți au furat foarte multe lucruri de valoare, printre care și coronița de pe capul Iuliei, capul ei și rochia în care era îmbrăcată. Deci, practic, au lăsat-o dezbrăcată, singură în cripta asta. În cutiuța asta este tot ce a mai rămas din ea. Nici măcar capul nu-l mai are. Și mi se pare absolut îngrozitor așa ceva. Deci asta e tot. Tot ce a fost. Și tot ce va rămâne pe pământ din dânsa. Pentru că mi se pare absolut oribil ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Efectiv, sunt de opinie că ar trebui să facem ceva, să fim o parte din povestea ei. Așa cum am ascultat până acum povestea ei și am aflat despre ea, putem să fim o parte din povestea ei. Eu mi-aș dori să merg la București și să-i duc o haină nouă în care să fie înmormântată simbolic. O rochie de mireasă, pe care poate cineva dintre voi cunoaște oameni care donează rochii de mireasă. O rochie simplă, albă, care am putea să-i o ducem la București, la cimitirul Belu. Am vorbit deja cu oamenii de acolo și au fost foarte drăguți. Le-am spus cât de tare m-a impresionat negativ faptul că copila asta genială a rămas acolo fără haine în veșnicie, fără coroniță, fără cap, fără nimic. Au furat totul din interiorul cavoului. Au distrus, cum se întâmplă de obicei în țara asta oribilă. Au făcut rău. Asta e conversația cu cei de la Belu. Ca să vedeți și voi ce și cum. Și m-am gândit ca în cazul în care vreți să mă susțineți, am să deschid un pol de donație și poate mergem împreună la Iulia și îi lăsăm o rochie. Putem fi parte din istoria ei și putem să îndreptăm răul pe care cineva l-a făcut acum mult timp, în 1950. Pentru că din dânsa n-a mai rămas mult, dar povestea ei a fost impresionantă. La fel de impresionantă cum a fost și dragostea lui HD-ul pentru ea. Așa că, dacă v-a impresionat povestea și vreți să facem istorie, haideți să-i ducem Iuliei rochia înapoi. Cu mare greu a reușit să revină înapoi în scena politică până în 1902, când soția sa moare la Câmpina de diabet zaharat, pe 19 iunie la ora 10 dimineața. El se aștepta să moară primul, așa că această veste l-a izbit ca o cărămidă.
Totuși, după moartea ei, el s-a grăbit să scrie pe certificat dorința sa expresă de a o înmormânta în gripta Lilicăi. Mai târziu, boala l-a acaperat și pe HD-ul. A murit singur, furat și înșelat de toți în castel, după ce s-a chinuit o noapte întreagă, la ora 11:45 dimineața. Cum din averea lui s-a ales praful, fostul său cel mai bun prieten Sturza a fost însărcinat cu înmormântarea. Evident, urăcios și nemulțumit, a trimis o telegramă către ciocazan în care își vărsa veninul. Așadar, HD-ul a fost înmormântat pe ascuns, ca un vagabond și fără preot. Doar 7 sau 8 oameni au fost când a fost coborât lângă familia lui în groapă. Nimeni n-a vrut să mai aibă de-a face nimic cu el acum. Spiru Haret, ministrul la vremea aia, se eschivase din a oferi orice fel de ajutor pentru înhumare. Așadar, după o critică dură în gazetă, liberalii au vrut să spele rușinea și după 3 săptămâni au organizat un mare parastas în cinstea lui. Povestea noastră alături de familia Lilicăi se termină aici, unde aceiași 10 oameni au fost și au plecat. Un singur eveniment de după pereții castelului dă de bănuit însă și până în ziua de astăzi. 3 sfere luminoase au fost surprinse pe camerele de supraveghere când castelul a devenit muzeu. Nimeni nu poate explica sursa lor și ele nu pot fi decât singura dovadă că ceva a existat acolo și că încă există. Acel ceva totuși nu e Lilica ori Iulia, sigur. Cred că oamenii lui HD-ul au invitat ceva în lumea noastră, prin acel castel și prin acea criptă. Ceva care nu e Lilica, pentru că până acum cred că știm toți că ea n-ar fi vrut să se întoarcă aici. Pentru cei care vor să sape mai adânc, căutați restul prin Sicoghito și cartea cu ședințele de spiritism. Astăzi, scripta familiei din cimitirul Belu e în ruină și închisă, dar familia s-a reunit. Castelul Iulie e încă vizitabil, din câte știu, și casa lor a devenit muzeu. În opinia mea, după o cercetare atât de adâncă a vieții lor personale, pot vedea că HD-ul avea totul și n-a apreciat până n-a pierdut. Toate eforturile lui sunt dovada că odată ce plecăm dincolo nu ne mai întoarcem. Morala poveștii. Trăiți viața cât o aveți. Prindeți-i pe cei dragi un pic mai tare în îmbrățișări. Iubiți un pic mai mult astăzi decât ieri. Pentru că odată și odată ceasul se va opri pentru fiecare. Și cale de întoarcere nu mai e. Nici o oglindă, statuie, tăbus magic sau magie nu va mai întoarce înapoi pe cei dragi. Cred că dacă o minte genială și nebună n-a încercat orice și a eșuat, șansele pentru un om de rând sunt zero. Suntem aici să trăim. Când vom fi dincolo, atunci e altă treabă. Acum să le mulțumesc celor care fac lunar un pas în plus pentru a mă susține. Sebian Oficial, Anonymous, Haja Paul, Bogasud, Levi, Avleț, Cristian Cătălin Gavat, Gentleman Rider, Ionuț, Nicoleta M.M., Alexe8281, Reboot TV, Scarlet Letter, Romimit, Alexandra, Mihai 666, Andrei Bivol și Darkness. Cât pentru ceilalți muritori și păcătoși, vă mulțumesc că ați fost aici. Nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că mă ajută foarte mult. Și ne vedem data viitoare, căci Vocea Ororii are și alte povești de spus.